Sărbătorile de iarnă sunt una dintre ocaziile cele mai plăcute pentru a petrece timpul împreună cu familia. În acest an se pare că tot mai mulți zeloani preferă să sărbătorească cel puțin Crăciunul în familie. Atât din cauza crizei, cât și a tradițiilor și propriului stil de viață, majoritatea oamenilor își petrec Crăciunul în oraș sau la bunici la țară. Chiar dacă tarifele sunt tentante pentru pachetele de Crăciun, bugetul nu le permite o vacanță la o pensiune sau în afara țării. Crăciunul este sărbătoarea cea mai importantă a lunii decembrie și este dedicată familiei. Bună ziua! Unde vă veți petrece sărbătorile? Cred că la țară. La țară, doar la țară. Acolo ne place. Acasă? Acasă. Acasă! Nu v-ați gândit să plecați în străinătate? Nu, aici mai bine, la sărbători. Nu știu, acasă probabil. Nu v-ați gândit să plecați în străinătate? Nici de cum, n-am cu ce. Acasă. Nu v-ați gândit să plecați în străinătate? Nu. Iubesc România. România te iubesc. În familie. În familie doar. Acasă. Nu veți pleca nicăieri cu familia? Ba, sunt bani. În România. Acasă, în oraș, unde? Acasă, la țară. Cel mai bun lucru la țară. Carne de porc, slănină, soric, tot ce trebuie. Cum se face la țară? Soric? Tot. V-ar plăcea să plecați undeva în străinătate? Păi dă-ne ceva bani. Că atunci plecăm și în străinătate. Dacă ne dai ceva bani, domnișoară. Deci porc am tăiat, avem tot ce ne trebuie, ca la țară, ca în România. Dar ce, ungurii știu mai bine sau bulgarii sau nu? Nu. Eu gândesc că România e țară frumoasă. Gândesc. Au munți, au cărbuni, au tot ce vreau. Dar nu-i cine să-i comande. Unde la lucru o să lucrez? Acasă, la părinți. Nu vei pleca nicăieri cu prietenii, nu vei ieși nicăieri? E revelion numai.